Mărturii cu tremurătoare în cazul crimei de la Sibiu, Laurențiu Lăcătușu, tânărul confundat de polițiști cu unul din dintre criminalii omului de afaceri din Sibiu, a avut o intervenție în exclusivitate în emisiunea Bună România. În cadrul emisiunii, bărbatul a povestit ce i s-a întâmplat atunci când a fost reținut. Laurențiu Lăcătuș spune că a fost bătut și umilit de polițiștii care l-au ridicat. Bărbatul confundat de polițiști a rămas fără loc de muncă, nu are bani și nu se poate apăra în fața legii pentru că niciun avocat nu vrea să-i preia cazul. Doi civili aici cum din la vecinul de aici, că e un loc vacant, unde vecinul aici. Și au început să mă ia la întrebări, că de unde vine? Unul dintre ei. De la lucru, dar... Păi și unde te duci? Acasă unde aș putea să mă duc? Unde stai? Sunt de la poliție, ai urcă mașină. Păi urcă mașină, tu n-auzi. Și după în momentul ăsta, din spate a venit. Nu știu cât a venit, 10, 15, 20. Au dat cu mine în jos acolo, când au dat cu mine în jos acolo, m-au tăpălit acolo pe jos. Și unul dintre ei mi-a dat un pumn în gură și alalt au dat cu picioarele în mine jos acolo. Și mi-au pus cătușe la mâini. Și eu pe toată ochiul am văzut vestea la unul dintre ei că scrie poliția pe ea. Că ei erau un civil. Nu, nu s-a legitimat nimeni, nimic. Și mi-a pus cătușe și întreb, domnule, dar de ce mă luați? M-au luat de aici, m-au dus la Segarce aici, la secția de poliție, la Segarce. M-au dus la creadă, am întrebat la creadă, domnule, dar pentru ce m-a dus răț aici? Dar unul dintre ei zice, la mișto, mersești cu mobra fără cască și te băgăm la pușcărie 20 de ani. Mi-a zis, ai tatuaj pe mâna dreaptă, n-am domnule niciun tatuaj. Cum n-ai? Tocmai din Valea Sanțului nu ai niciun tatuaj. Nu m-au dus la Sibiu, la Sibiu cum m-au dus? În fața poliției la Sibiu acolo, cum am ajuns acolo, televiziunea acolo. Și întreb, domnule, dar vreau să știu și eu pentru ce s-a dus aici. Unul dintre ei mascat, ce mă nu știi pentru ce ești adus aici? Că m-a omorât omul ăla, unde sunt banii? Unde sunt ceasurile și cu ei alții care ai fost cu ei? M-a dus sus în biroul lor acolo, sus, mi-au desfăcut cătușele de la mână și m-a întrebat unul dintre ei, nu știu cine era, că nu-i cunosc așa. Da. Domnule, dar nici n-ați auzit de cazul ăsta. Domnule, abar n-am. Ei de atunci, se tot uita, avea o foaie în mână, se tot uita la foaia aia și la mine și a zis de vreo două ori. E imposibil așa ceva. După aia mi-a zis, hai vino faci. M-am dus acolo înapoi la biroul ei și le-a zis la mască, domnule, duceți-vă în treaba voastră că greșirăm persoana. Au zis că mă duc dimineața, că sunt prea obosiți, că... Sunt prea obosiți? Deci nici măcar nu v-au dus deci că te la 8. Și urma să deci stați în închisoare. A trebuit să stați peste noapte acolo? Deci în arest, practic? A stat acolo, am dormit într-o cameră unde era unul dintre ei. Era de Da, păi, dar nici de lucru nu am. Nu am nici bani de pâine, cel puțin să-mi iau pâine în casă. Dumneavoastră acum nu mai lucrați? Nu, nu cred că nu mai ia nimeni la lucru, că dacă am fost la televiziune și aia, vă dați seama că vrește toată lumea de mine. Mi se pare ceva normal să mi se facă dreptate, de ce m-a făcut așa în halul ăla? O să-i dau un judecată, dar trebuie să-mi găsesc avocat, că nu se bagă nimeni, că zice că este dosar greu și trebuie să se judece cu statul.